Bine te-am regăsit la o nouă lecție de gramatică. Astăzi vom discuta despre cliticul reflexiv în dativ cu rol de complement indirect. Iată cliticele reflexive în dativ. Am adăugat pentru lămurirea noastră și formele accentuate pentru că ele ne vor ajuta în momentul în care vom avea nevoie să dublăm acest clitic și să verificăm dacă el chiar îndeplinește funcția sintactică de complement indirect. Nu uita, pronumele reflexiv are forme proprii doar la persoana a treia, iar pentru persoanele întâi și a doua împrumută forme de la pronumele personal. Să vedem un exemplu clar. Fii atent! Ți-ai ales o pară stricată. Matei își prezintă cu atenție proiectul la fizică. Iată! În cazul acesta îl am pe ți și pe își. Da? Se pare că sunt clitice, foarte bine alese, dar să vedem dacă sunt clitice reflexive. În cazul lui își, știu sigur că el este reflexiv, da? Pentru că cliticul reflexiv are forme proprii. În cazul lui ți, trebuie să verific. Și să verific cum? Păi în felul următor. Verific ți, este persoana a doua. Da? Ai este tot persoana a doua. Așa cum spuneam într-un material anterior, pentru a discuta despre un pronume reflexiv, el trebuie să îndeplinească următoarele condiții. Să aibă aceeași persoană și număr cu verbul și, bineînțeles, să existe o identitate, da? Să trimită la aceeași persoană. Da? Să existe o identitate cu subiectul. În cazul nostru este tu și este foarte ok. Bun, să mergem mai departe. Avem un exercițiu de rezolvat. Și nu știu ce să zic dacă îl voi putea rezolva. Dar, cu siguranță, dacă vedem exemplele, vom ști. Iată. Identifică pronumele reflexive cu rol de complement indirect. Ce este de reținut este următorul aspect. Da? Ține minte, cum identifici pronumele reflexive, am discutat într-un material anterior și, foarte important, rolul de complement indirect, să nu uităm că este specific pentru părțile de vorbire care se află în cazul dativ și, bineînțeles, să nu uităm de întrebarea cui. Hai să vedem exemplele. Marc își cumpără o bicicletă. Prietena mea își croiește un palton. Andreea va aduce mereu bomboane. Noi îți trimitem salutări. Iată exemplele. Și să pornim cronometrul. Eu am setat cronometrul la 10 minute. Care sunt pașii? Păi să identific pronumele, da, cu pronumele reflexive cu rol de complement indirect. Iată, Marc își cumpără o bicicletă, prietena mea își croiește un palton, Andreea va aduce mereu bomboane, noi îți trimitem salutări. Nu uita de pași și până rezolv, oprește filmulețul pentru că eu îți voi oferi rezolvarea. Iată rezolvarea. Marc își cumpără o bicicletă. Andreea va aduce mereu bomboane. Noi îți trimitem salutări. Prietena mea își croiește un palton. În primul situație,
își, știu sigur că este pronume reflexiv. Da? Vreau să verific dacă este complement indirect. Păi, în primul rând, pot să-l substitui, da, cu un alt pronume sau un substantiv în dativ. Da? Pot să spun, îți cumpără o bicicletă sau cumpără copiilor o bicicletă. Deci, în această situație, vedem că pronumele reflexiv nu este obligatoriu pentru verb. Deci, va putea avea poziție sintactică. Voi adresa întrebarea, cui cumpără? Da? Și văd că răspunde la întrebarea, cui va fi complement indirect. Da? Complement indirect. În cazul dativ, bineînțeles. În a doua situație, Andreea va aduce mereu bomboane. Verific mai întâi dacă e pronume reflexiv. Da? Vă, l-am identificat, este persoana a doua, dar aduce este persoana a treia. În cazul acesta, vă, da, este pronume personal. Ce să fac? Asta este. Și să știi că este tot complement indirect. Da? Cui aduce? Vouă, vă. Dar nu este un pronume reflexiv. Noi îți trimitem salutări. Îți. Este un clitic. Verificăm. Este persoana a doua. Trimitem persoana întâi. În această situație, îți e pronume personal. Deci nu e reflexiv, da? Cu rol de complement indirect, cui trimitem, da? Complement indirect, dar nu pronume reflexiv. Mare atenție! Prietena mea își croiește un palton. Își, iată, este un pronume reflexiv. Știu că am forma specifică, da? Pot să-l dublez printr-o formă accentuată, își croiește sieș un palton, da? Sau ei înșiși, da? Și cu rol de complement indirect, cui croiește? Da? Sieș un palton. Foarte mare atenție la formele acestea. Și iată alte exemple. De exemplu, pot să spun așa. Eu mi-am croit un palton. Da? Iată. Verificăm. Mi, în cazul acesta, da, este foarte, foarte clar. Este persoana întâi. Eu, persoana întâi, am croit persoana întâi. Am identitatea aceasta. Pot să-l dublez, mi-am croit mie un palton. În cazul acesta, mi nu mai este pronume personal, este pronume reflexiv și da, și el în cazul dativ și să fie complement indirect. Cui am croit? Da? Mie îmi mi. Iată și o formă. Da? De reflexiv împrumutată, formă împrumutată de la persoana întâi. Deci nu uita, când vrei să identifici cliticul reflexiv cu rol de complement indirect, nu uita mai întâi să fie sigur clitic reflexiv, da? Să nu fie obligatoriu pentru verbul cu care se asociază, să poți să-l substitui cu un alt pronume sau cu un substantiv în dativ și să accepte dublarea într-o formă accentuată de pronume reflexiv sau de personal. Da? Și atenție, să funcționeze ca pronume reflexiv. Da? Și atenție mare, 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 mare. Deci, ce este de reținut? Păi hai să și notăm. În primul rând, da? Ce să spunem? Să spunem așa, da? Cliticul reflexiv cu rol de complement indirect, da? Nu este obligatoriu,
Da? Pentru verbul cu care se asociază. Da? Ca să fie complement indirect. Apoi, ce mai este important? Da? Să nu fie obligatoriu cu verbul care se asociază. De asemenea, da? Este, da? Acest clitic reflexiv, da? Deci cliticul reflexiv este substituibil cu un alt pronume sau cu, așa cum am spus, cu un substantiv în dativ. Apoi, ce mai face cliticul reflexiv? Acceptă dublarea printr-o formă accentuată de pronume reflexiv. Reflexiv sau personal, da? Neapărat în dativ. Da? Deci, dacă ar fi, acestea sunt reguli pentru cliticul reflexiv cu rol de complement indirect în dativ. Îți mulțumesc pentru atenție. Dacă vrei să găsești noțiuni suplimentare, poți să consulți bibliografia. Îți doresc mult succes!